Distinsă prezență, cu găduința domnilor voastre, vreau să vă prezint componența comisiei de doctorat. Deci, componența comisiei, Dorgan Viorel, președinte, Raniște Gheorghe, conducător științific, Carp Ion, referent oficial, Manulache Gabriel, referent oficial, și Merencu Ionel, referent oficial. Deci, această componență a comisiei de doctorat a fost întrunită pentru susținerea tezei de doctor a domnului Tarcan Cătălin Andrei la specialitatea educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație, cu tema dezvoltarea îndemânării la fotbaliștii de 12-13 ani în funcție de specificul postului de joc. Îndrumător științific, Braniște Gheorghe. Cu găduința domnilor voastre vreau să vă prezint succint. Dacă nu sunt întrebări la componența comisiei. În continuare, cu funcționarului vă prezint pretendentul la titlu. Deci, Tarcan Cătălin Andrei. Tarcan Cătălin Andrei. Post ocupat, profesor educație fizică în preuniversitar și mai recent universitar. Deci profesor la mai multe școli gimnaziale din România, de asemenea antrenor la câteva cluburi sportive, deține și am văzut aici licența C UEFA, posedă limba engleză și franceză. În arsenalul său are și lista și o listă impunătoare de publicații anume la tema tezei susținută astăzi. Și dacă nu aveți întrebări la pretendentul la titlu, să-i oferim cuvântul pentru a ne prezenta. Dacă nu sunt întrebări, membrii comisiei. Sunt întrebări? Deci dacă nu aveți întrebări, atunci ofer pretendentul la titlu domnului Tarcan Cătălin Andrei să ne prezinte succint, în 20 de minute, concis, explicit și concludent, deci materia tezei lucrate. Poftim! Bună ziua, domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific. Permisiunea dumneavoastră o să vă prezint conținutul succint al tezei mele de doctorat cu tema dezvoltarea îndemânării la fotbaliști de 12-13 ani în funcție de specificul postului de joc. Fotbalul a fost și va rămâne sportul numărul 1 pe arena internațională. Firește că acest lucru se referă și la fotbalul din România, care pe parcursul anilor au demonstrat că dispune de suficiente rezerve pentru a pregăti sportivii de înaltă performanță la această probă. În acest sens, apare necesitatea ca specialiștii teoreticieni împreună cu cei practicieni să vină cu un șir de recomandări practico-metodice argumentate științific pentru a spori nivelul calitativ de pregătire a fotbaliștilor juniori, în cazul nostru la nivel de juniorat. Destul de multe cercetări sunt efectuate și pe factorul motric. Chiar dacă aceasta există, marea lor majoritate se referă la dezvoltarea mai multor calități motrice de bază sau a celor combinate, cum ar fi forța în regim de viteză, viteza în regim de rezistență, îndemânarea în regim de viteză și altele. În acest sens, aproape că nu există lucrări care aborda problema dezvoltării îndemânării la fotbaliștii juniori în funcție de structura postului de joc. O bună parte din specialiștii din jocurile sportive propun un șir de metodologii experimentale verificate în practică în vederea obținerii performanțelor sportive, iar una dintre acestea este dezvoltarea îndemânării în funcție de postul de joc. Această metodologie și-a găsit aplicativitatea sa în mai multe cercetări științifice, în unele jocuri sportive, cum ar fi basketul, voleiul sau handbalul, însă nu am întâlnit lucrări care ar fi abordat problema dată în jocul de fotbal, în special la nivel de juniori. Pornind de la argumentele descrise mai sus, putem menționa că în prezent nu există o metodologie științifică argumentată unde să fi tratat problema pregătirii sportive a fotbaliștilor juniori prin dezvoltarea direcționată a îndemânării în funcție de structura postului de joc a acestora. S-a presupus că dezvoltarea îndemânării la fotbaliștii juniori în funcție de postul de joc va contribui la optimizarea procesului de antrenament care se va exprima prin sporirea nivelului pregătirii tehnice ale fotbaliștilor juniori, sporirea nivelului pregătirii motrice al fotbaliștilor juniori, creșterea eficienței de joc al fiecărui jucător,
creșterea eficienței de joc a întregii echipe, cât și sporirea nivelului calitativ de joc al echipei. Scopul constă în cercetarea eficienței dezvoltării îndemânării la fotbaliștii juniori în funcție de specific postului de joc. Pentru atingerea scopului am stabilit următoarele obiective ale cercetării. Analiza și sinteza literaturii de specialitate pe problema pregătirii fotbaliștilor juniori, cercetarea nivelului pregătirii sportive a fotbaliștilor juniori pe plan regional, elaborarea programului experimental de dezvoltare a îndemânării la fotbaliștii juniori în funcție de specificul postului de joc, cât și validarea experimentală a eficienței aplicării programului experimental de dezvoltare a îndemânării la fotbaliștii juniori în funcție de specificul postului de joc. Semnificația teoretică constă în abordarea experimentală a problematicii pregătirii sportive a fotbaliștilor juniori în funcție de specificul postului de joc. A fost elaborat un program experimental de dezvoltare a îndemânării la fotbaliștii juniori în funcție de specificul postului de joc, care vine să contribuie la sporirea nivelului tehnic și motric, precum și al indicilor calitativ de joc. Valoarea aplicativă a lucrării reiese din posibilitatea punerii în practică a programului experimental de dezvoltare a îndemânării a fotbaliștii juniori în funcție de specificul postului de joc a acestora, iar rezultatele înregistrate vor fi puse în aplicație pentru sporirea nivelului calitativ de pregătire sportivă a fotbaliștilor juniori. Programul experimental se recomandă a fi aplicat în perioada selecției secundare a jucătorilor pe posturi de joc, perioadă care coincide cu vârsta junioratului. Metodologia cercetării. Am analizat sursele bibliografice cu privire la subiectul cercetării. Studiul actelor normative de pregătire a fotbaliștilor juniori, am folosit observația pedagogică, ancheta, metoda video, metoda experimentului, metoda testelor, dar și metodele statistico-matematice. Cercetarea în cauză a fost organizată în cadrul clubului Luceafăr Bucovina, Suceava, și în cadrul clubului sportiv școlar Botoșani, având la bază un program stabilit și aprobat de conducerea instituțiilor de învățământ. Experimentul pedagogic a fost organizat și desfășurat în trei etape, după cum urmează. În etapa 1, și anume din octombrie 2017 până mai 2018, numită și etapa preliminară, au fost planificați pașii cercetării pedagogice, stabilirea și aprobarea tematicii și a planului de cercetare pentru cei 4 ani de studii. În etapa a doua, și anume din iunie 2018 până mai 2020, a fost realizat experimentul constatativ, aceasta fiind și perioada pentru colectarea datelor despre nivelul pregătirii sportive și a nivelul dezvoltării capacităților coordinative ale fotbaliștilor juniori. Tot la această etapă a fost elaborat și programul experimental de pregătire a fotbaliștilor juniori, precum și planul de desfășurare a experimentului formativ, adică a experimentului pedagogic de bază. În etapa a treia, și anume din septembrie 2020 până mai 2021, a fost realizat experimentul formativ, unde s-a implementat programul experimental care vine să sporească eficiența pregătirii sportive a fotbaliștilor juniori selectați și pregătiți în funcție de postul de joc și nivelul dezvoltării capacității coordinative ale acestora. În continuare, o să vă prezint sondajul specialiștilor care au contribuit la realizarea chestionarului, răspunzând la câteva întrebări pe tema dezvoltării îndemânării la fotbaliștii juniori, în scopul selectării informațiilor cu opinie, în scop selectării informațiilor cu privire la opinia acestora, care au fost în număr de 74 și care sunt preocupați în mare parte de pregătirea fotbaliștilor juniori, activând la diverse unități de pregătire a acestora. Chestionarul dat a fost alcătuit din 16 întrebări, toate de interes pentru ulterioara noastră cercetare. În continuare, o să vă prezint doar câteva din întrebările ce s-au regăsit pe chestionarul dat. În figura din imagine, regăsim întrebarea cu nivelul la care se află actualmente fotbalul la nivel de juniorat, aceștia răspunzând că în momentul de față fotbal la nivel de juniorat în România se află la un nivel mediu. O altă întrebare face referire la calitățile motrice prioritare în pregătirea fotbaliștilor juniori, unde observăm că viteza și îndemânarea sunt cele mai prioritare calități pentru a fi dezvoltate la această vârstă. O altă întrebare face referire la rolul îndemânării în pregătirea fotbaliștilor juniori. După cum observăm, rolul îndemânării este una destul de importantă. Ponderea calității motrice îndemânarea în procesul de instruire a fotbaliștilor juniori, observăm că ponderea este una destul de mare, și anume de 85,13%.
O altă întrebare pe care vreau să vă prezint și face referire la posturile de joc ce necesită un nivel mai sporit de dezvoltare a îndemânării, unde observăm că aceștia au răspuns că, că pe toate posturile necesită un nivel mai dezvoltat, mai sporit de dezvoltare a îndemânării. Un alt pas a fost studierea conținutului elementelor și procedeilor tehnice de joc pe fiecare post de joc în parte. Și anume, în figura din imagine regăsim conținutul elementelor și procedeilor tehnice ale jucătorului pe postul de portar cu prinderea mingii și dezbaterea acesteia, postul de fundaș cu preluările, degajările, pasele, driblingurile, dar și intercepțiile, postul de mijlocaș cu intercepțiile, pasele, driblingurile, loviturile la poartă, dar și preluările, și postul de atacant cu preluările, pasele, driblingurile, intercepțiile și loviturile la poartă. Un alt pas al cercetării a fost studierea acțiunilor de joc îndeplinite pe toate posturile. Acesta a fost și unul dintre obiectivele de bază a experimentului constatativ. Aici, de fapt, ne-a interesat în mod special care este structura acțiunilor, cât și numărul acestora, într-un joc oficial. Regăsim acțiunile de joc îndeplinite pe postul de portar, unde observăm că cele mai întâlnite acțiuni în momentul atacului sunt aruncarea mingii în teren cu mâna, iar în momentul apărării, dezbaterile cu piciorul au fost cele mai utilizate acțiuni. Postul de fundaș ne arată faptul că în momentul atacului, pasele cu piciorul au fost cele mai întâlnite acțiuni în momentul atacului, iar în momentul apărării, dezbaterile cu piciorul au fost cele mai utilizate acțiuni. Pentru postul de mijlocaș, observăm că pasele cu piciorul au fost cele mai des utilizate acțiuni în atac, iar în momentul apărării, dezbaterile cu piciorul au un procentaj mai crescut. Și ultimul post, și anume postul de atacant, ne redă că pasele cu piciorul au fost cele mai utilizate acțiuni în momentul atacului, iar în momentul apărării, dezbaterile cu piciorul au fost cele mai utilizate. Un alt pas al cercetării a fost studierea incii pregătirii motrice a fotbaliștilor juniori pe plan regional, comparativă cu media standard stabilită de Federația Română de Fotbal. În tabelul prezentat regăsim indicii pregătirii motrice a fotbaliștilor juniori, indici ce au fost descoperiți în urma unor norme de control aplicate acestora, și anume flexia ale trunchiului din poziția culcat, săritura în lungime, tracțiune la bar, naveta, alergare de rezistență și alergare de viteză. Făcând o comparație, observăm că rezultatele înregistrate sunt mult sub standardele maximale stabilite de Federația Română de Fotbal, depășind cu puțin standardul minimal stabilit de către aceștia. Totodată, a fost cercetat și nivelul dezvoltării capacității coordinative la fotbaliștii juniori pe posturile de joc, acesta fiind obiectivul de bază al cercetării noastre, unde observăm că la toate exercițiile de control aplicate acestora, și anume dinamometria mâinii, pasarea mingii la țintă, săritura cu întoarcere la 270 grade, capacitatea de reacție la excitanți auditivi și optici, sprintul ritm propus, taping testul, alergarea la mingi, testul împătrat, proba Romberg, dar și mersul pe banca de gimnastică. Rezultatele înregistrate ne indică un nivel relativ scăzut comparativ cu media standard, ceea ce se cere o nouă implicare metodologică în optimizarea acestor indicatori. Drept urmare, am elaborat și implementat un program de pregătire bazat pe dezvoltarea capacităților coordinative în funcție de postul de joc a juniorilor, care a fost aplicat pe o perioadă de un an de zile cu fotbaliștii juniori de 12-13 ani din grupa experimentală. Acest program este descris detaliat în anexa 2 a lucrării. În continuare o să vă prezint repartizarea anuală a orelor de antrenament pe tipuri de pregătire sportivă, și anume, din cele 264 de ore dintr-un macrociclu anual de pregătire, regăsim orele divizate pe tipuri de pregătire, și anume, pe pregătirea teoretică în jur de 14 ore, pentru pregătirea fizică generală 44, pentru pregătirea fizică specifică 46, pregătirea tehnică 90, pregătirea prin joc
30 și pentru testări 8. Totodată, regăsim și ponderea factorilor de antrenament exprimate în procente și anume, pentru pregătirea tehnică s-a alocat 35% din total, pentru pregătirea motrică, la fel 35%, pentru pregătirea tactică 10%, pregătirea prin joc, la fel 10%, iar 15%, scuzați, pentru pregătirea tactică, pentru pregătirea prin joc 10%, iar pentru pregătirea teoretică 5%. În continuare, o să vă prezint câteva modele de exerciții cu mingea preluate de la alți autori. Și în partea stângă a imaginii regăsim frecvența paselor la banca de gimnastică, pasa lungă la precizie, cât și conducerea mingii printre obstacole sau printre jaloane. Iar în partea dreaptă a imaginii regăsim loviturile cu capul la precizie, șuturile la precizie, cât și șuturile din diferite unghiuri. Pe baza programului experimental, am elaborat modelul pedagogic de dezvoltare a capacităților coordinative în funcție de postul de joc a fotbaliștilor juniori. Modelul pedagogic de pregătire a fotbaliștilor juniori cu posturile de joc, și anume portar, fundaș, mijlocaș și atacant, capacitățile coordinative, relaxarea automată a mușchilor, aprecierea și reglarea parametricilor dinamic, spațio-temporal și motrici, reacția la excitanții vizual și auditiv, simțul ritmului, orientarea spațială și menținerea echilibrului, prin mijloace, și anume jocurile dinamice și exercițiile fizice specifice, metode, metoda repetării, metoda variabilității, cât și metoda jocului, dar și evaluarea, și anume pe pregătire motrică, tehnică și tactică. În continuare, o să vă prezint dinamica indicilor motrice ai fotbaliștilor juniori la nivel de echipă, în experimentul formativ, fără a se ține cont de posturile de joc, fapt ce ne-a permis să determinăm prin testarea inițială omogenitatea grupelor asupra tuturor indicilor motrici testați. Comparând rezultatele, observăm o creștere semnificativă asupra grupei experimentale, unde P este mai mic decât 0,05, fapt demonstrat de calculele statistice. În tabelul următor regăsim rezultatele însușirii tehnice de joc a fotbaliștilor juniori implicați în experimentul pedagogic. Comparând rezultatele între testarea inițială și testarea finală, observăm o creștere semnificativă asupra grupei experimentale, fapt ce denotă eficiența aplicării programului experimental de pregătire a fotbaliștilor juniori, iar acest lucru se poate observa și în slide-uri și în graficele următoare, unde regăsim testarea inițială, graficul de sus, testarea finală. Un ultim compartiment supus cercetării a fost studierea nemijlocită a indicilor dezvoltării capacităților coordinative ale fotbaliștilor juniori participanți la experimentul pedagogic. Făcând o comparație, observăm o creștere semnificativă asupra grupei experimentale în testarea finală, comparativă cu grupa martor. În continuare, vă propun spre atenția dumneavoastră secvențe din lecțiile de antrenament desfășurate în diferite perioade a experimentului formativ, unde observăm aplicarea mijloacelor specifice de dezvoltare a îndemânării în dependență de postul de joc, și anume jocuri dinamice cu elemente specifice de îndemânare, cât și pentru dezvoltarea îndemânării, și anume pe posturi de joc. În experiența acumulată, în experimentul formativ, am observat că în interiorul unui post s-au determinat caracteristici specifice îndemânării. De exemplu, putem lua un post, și anume postul de mijlocaș, unde îi putem determina capacitatea jucătorului, și anume din postul de mijlocaș central îi poate devine mijlocaș lateral sau mijlocaș defensiv. Cu permisiunea dumneavoastră, nu o să mai dau o citire concluziilor și recomandărilor, le aveți în fața dumneavoastră detaliate pe foaie.
Da, vă mulțumim. Vă mulțumesc pentru atenție. Trecem acum la runda de întrebări-răspunsuri. Vă rog că cei prezenți membrii comisiei. Da, domnul profesor Carp. Spune, vă rog, la nivel de federație, aveți program în fiecare categorie de universitate? Da, mulțumesc pentru întrebare. La nivel de federație există pentru fiecare categorie de vârstă. Și anume, pentru vârsta de 12-13 ani, am considerat că este vârsta cea mai precoce pentru a fi dezvoltată, în demânare. Bine, și prin ce se deosebește programul, modelul propus de dumneavoastră, cercetarea respectivă și acele programe care le aveți pe plan național? Mulțumesc pentru întrebare. În elaborarea programului propus, am pornit de la ideea că nu putem modifica numărul orelor de antrenament, însă le putem combina, și anume din partea de teorie a antrenamentului putem lua și lucra mai mult pe partea specifică, partea de îndemânare. Desigur, partea de teorie se poate realiza și, adică este realizabilă și în momentul practicării exercițiilor. Acolo venim cu argumente, cu indicații metodice. Mulțumesc. Domnul la tabelul 7 și 1, care are? Aici? Da. Prin ce explicați chiar la pregătirea tehnică? În pregătirea, mulțumesc pentru întrebare, pentru pregătirea, de fapt, pregătirea tehnică cuprinde și acele exerciții în dezvoltarea capacităților coordinative. De asta procentajul de ore este așa crescut. Mulțumesc. Alte întrebări, membrii comisiei, vă rog. Aș avea și o întrebare, Cătăline. Domnul profesor Barovache. Da, pot să ajut. Da, da. Cred că la tabelul numărul 5, Cătăline, cred, s-a stricurat o greșeală, că e 4 ori 10 metri. Nu puteai să dai proba 4 ori 10 metri. 4, nu. Ok. Așa, dar întrebarea da. Asta, când m-am uitat pe tabel, dar fiindcă am lucrat la Info Națională, știam probele. Care ar fi componentele determinante ale calității motrice în demânare? Dar fiindcă la vârsta asta, cam de la 13 ani, cam trebuie să tragi granița că dezvolți alte calități. Mulțumesc pentru întrebare. Este de știut faptul că fenomenul demânare este o abordare generală a coordonării în dependență de postul de joc. Așadar, la baza îndemânării stau multitudinea de capacități coordinative, iar noi am selectat câteva, și anume pe specificul post pentru dezvoltarea îndemânării în jocul de fotbal. Dintre toate componentele astea, care ți s-a părut cel mai greu de testat? Mulțumesc, da. Cred că simțul ritmului a fost cel mai greu, pentru că nu au ținut pasul, simțul ritmului cred că a fost cel mai greu, cea mai grea capacitate coordinativă pentru a fi dezvoltat. Mulțumesc. Sunteți mulțumit, domnul profesor? Da. Și eu aș avea o întrebare. Cu ce scop ați aplicat testul dinamometriei mâinii îndemânatice? Da. Testul dinamometriei a mâinii îndemânatice, de fapt, nu este... Mulțumesc pentru întrebare, domnul profesor. Nu este specific în teză pentru a fi determinată forța maximală a mâinii îndemânatice. De fapt, am vrut să determinăm flexibilitatea sistemului nervos central de transmitere a impulsurilor. De fapt, testul a fost, sportivul, fotbalist trebuia să strângă dinamometru cu mâna îndemânată cu o forță maximală,
După care el trebuia să strângă dinamometru cu jumătate din forța, din forța maximală. Și atunci impulsurile nervoase transmise trebuia să dea acea tărie a strângerii. Mulțumesc de întrebări. Câte întrebări? Mă gândește întrebări, domnul Meren. Ținând cont de postul de joc, căror jucătorii este necesară pentru a testul respectiv de la moment. Testul respectiv, mulțumesc pentru întrebare, este cel mai precoce pentru postul de portar. Aceștia utilizând cel mai des brațele în timpul jocului. Practic, testul este, sau rezultatele obținute în urma testării, postul de atacant a avut cele mai bune înregistrări la acest test. Avem jucători care pun mingea în teren din marginea, da. Mingea până la coarne. Un fel de corne. Da. Da, da, așa este și în folosirea autului, cum ați spus și dumneavoastră, sunt unii jucători care cu mâna aruncă de la margini ca și cum ar fi un fel de corner. Pentru în unele jocuri acest lucru ajută foarte mult, că trimite mingea până în careu. Mulțumesc. Care este rolul analizatorilor în procesul de obținere a capacității? Rolul analizatorilor în... Și dacă vorbim de jocul de fotbal, analizatorii care predomină, da, deci capacitatea corp, mulțumesc, capacitatea de orientare spațio-temporală este una dintre cea mai utilizată sau cea mai la îndemână a jucătorilor, cât și orientarea în spațiu și timp a acestuia, adică el trebuie să ia decizii în condiții de adversitate. Deci, astea două ar fi cele mai prioritare. Să vă mulțumesc. Invitația, o întrebări. Atunci, domnul Tatarcan, am și eu o întrebare. Vă rog. În contextul celor ce au întrebat colegii, la tracțiune la bară, tot cum așa, mergea pe clip. Tracțiunea este la bară, la ce ajută acolo la îndemânarea fotbaliștilor? Da. După cum știm, tracțiunile la bară dezvoltă musculatura membrilor superioare. Această probă este de fapt pentru a identifica mai ușor nu știu cum se... Condiția generală și când ești mai încrezut, ai și îndemânare mai bună. Aha, da. Iar exercițiul, testul de tracțiune la bară, de fapt, eu am aplicat acest lucru jucătorilor și anume, el ajută și în îndemânarea și în orientarea spațiotemporală. Eu i-am pus pe jucători, de exemplu, să nu folosească brațele la unele dueluri sau la unele acțiuni de joc și i-am așezat, da, cu mâinile la o bandă elastică, fără să-și miște brațele. Ori exercițiile nu au avut eficiență, ba chiar, să zic, au fost sub, așa, cu 70% al destul de slabe. Destul orice de... segment al corpului ajută la orientarea în spațiu, la organizatorii vestibulari pentru a te orienta în spațiu și timp și a percepe mișcarea mai bine. Bine, și cu întrebare referitoare de la vârsta aceasta care totuși ați stabilit-o, câte de potrivite ea pentru dezvoltarea îndemânării? Această vârstă conform, mulțumesc pentru întrebare, această vârstă conform literaturii de specialitate și în mai multe izvoare ne arată că este vârsta cea mai precoce pentru a fi dezvoltată îndemânarea. Și anume, în pregătirea fotbaliștilor juniori, această vârstă poate determina specificul lui pe un anumit și specificul lui pe un anumit tip de post. Avem un mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, atunci
atunci continuăm cu scenariul nostru. Deci vreau să vă pun la să vă aduc la cunoștință acordul conducătorului de doctorat și a membrilor comisiei de îndrumare. Cu componența de un car, cu Devi și Puiu Anatole și Sfântul Sergiu și de Sfântul Franiștei Gheorghe, următorul profetist, care, în urma evaluării tezei, au dat acordul pentru a fi admisă la susținerea publică. Însă au avut și unele obiecții care, până la momentul susținerii de astăzi, au fost înlăturate sau remediate. Și vreau să vă prenumăr câteva din ele. Deci, are vedea aparatul metodologic al lucrării, are vedea concluziile capitolului 1, enumerarea recomandărilor, se necesită o completare și o redactare a bibliografiei în conformitate cu regulamentul în vigoare și revizuirea aranjamentului și stilistica expunerii materialului prezentat. Vreau să remarc încă o dată că până la momentul de astăzi, la momentul subținerii, acestea toate au fost remediate. De asemenea, în adresa comisiei noastre de doctorat, avem și avizele unor specialiști în domeniu referitoare la teza, tezei de doctor și autoreferatul. Din stat vreau să menționez că toți au apreciat pozitiv această temă, au apreciat importanța teoretică și semnificația practică a acesteia. Precum ar fi Cătălin Chirilă, antrenor licența 1, catedra de fotbal, liceul program sportiv Potoșan. Ciprian Anton, iarăși antrenor licența 1, UEFA, președintele Asociației Județene Fotbal Suceava, directorul liceului sportiv Suceava. Profesor universitar, doctor Pietru Gervan, decanul Facultății Educație Fizice Suceava. Conferențiar universitar dr. Bogdan Marius Grosu, director departament Facultate de Educație Fizică și Sport Suceava. Constantin Nato, antrenor, director Clubul Sportiv Școlar Potoșani. Și Sirdi Sergiu, doctor conferențiar universitar, director departamentului Jocuri Sportive USES. Reiterez, toți au apreciat importanța practică și semnificația teoretică a acestei teze. Deci, conform scenariului, cuvânt îi oferim în următorul științific, dar vrea să spui ceva despre candidatul la titlu și poate ceva ce a scăpat candidatul referitor la teza teze de cercetare. Poftim, domnul Branșe. Domnul președinte, aș vrea în primul rând să îmi expun câteva întrebări cu privire la personalitatea în sine a doctorandului. Ne cunoaștem de ceva timp, mai bine zis, am făcut cunoștință cu Cătălin în cadrul unui forum științific, unde el a venit cu prezentare, anume cu idee de dezvoltare a îndemânării în dependență de specificul postului de loc, ceea ce mi-a părut și mie interesant. Mi s-a născut ideea și ne mijlocit mai departe, am lucrat împreună pentru realizarea ei. A fost un doctorand exemplar, ceea ce ține de abordare și atitudinea dânsului față de nemijlocit de elaborare tezei de doctor. Succint, a fost menționat despre activitatea lui profesională, aș vrea să adaugă și câteva momente, că fiind tânăr de vârstă și de cadr în calitate de cercetător, dar are o activitate de 10 ani ca de antrenor, anume cu sportivi, elevi de vârsta respectivă. De asemenea, are o experiență de 10 ani în calitate de profesor
și patru, învățământul preuniversitar și 4 ani de, în care de profesor, profesor în, în învățământul superior. Deci are o experiență, după părerea mea, impunătoare, ceea ce cred că i-a permis să realizeze experimentul respectiv. Vreau un pic să mă axez aici pe actualitatea temei noastre. Nu vreau să menționăm că fotbalul este cel mai interesant joc sau nu vrem să diminuăm valoarea celorlalte probe sportive, însă realitatea este că la moment el este un joc sportiv foarte popular și de aceea implicarea în pregătirea fotbaliștilor la diferite etape de diferite niveluri necesită o abordare mult mai minuțioasă. Dacă cândva se pregăteau echipele în întregime, apoi au început să fie selectate, portarii se pregăteau aparte, acum deja fiecare post, fotbaliști în fiecare post sunt implicați în antrenamente individuale și chiar cum am văzut în interiorul postului, iarăși există un specific aparte și nemijlocit în acest specific, în dependență de caracteristicile individuale a fiecărui sportiv în parte, iarăși necesită o abordare individuală din punct de vedere a pregătirii fotbalistului, inclusiv și a pregătirii fizice speciale. Ca construcție a tezei, cred eu că este reușită, s-a pornit cu studiul literaturii de specialitate. Aici e și logic, dar aș vrea să mă opresc anume pe acele componente de joace specifice, da, sau exerciții specifice și nu doar, și jocuri dinamice, selectate din literatură, propuse de diferiți autori, care avem și aici și ca membri ai Consiliului respectiv. Am încercat să aplicăm, modificăm, schimbăm structură, iarăși, independență de specificul postului de joc. Am intervenit cu exerciții specifice elaborate de noi, ținând cont de caracteristici specifice a calității motrice studiate. Ceea ce ține de, cred eu că o analiză mai amplă, o să fac precizenții, vreau fugitiv să trec peste teză, ceea ce ține de experimentul constatativ, mi-a interesat foarte mult părerea altor specialiști în domeniu vis-a-vis de problema de dezvoltării de mânări, anume în dependență de postul de joc. M-am implicat un amplu arsenal de specialiști care s-au dat cu părerea și am avut foarte multe tangențe comune pe subiecte importante. De asemenea, studiind regulamentele naționale, de exemplu, eu vreau să menționez că chiar și cele programe care sunt la nivel național nu sunt atât de perfecte și nu sunt atât de specifice. Experimentul formativ, cred eu că ne-a reușit, luând în considerație că am reușit să realizăm acel concept de dezvoltare îndemânării în dependență de postul de joc și nemijlocit de elaborarea programe experimentale în baza căror am și obținut rezultate net superioare grupă martor față de grupa experiment față de grupa martor. Vreau să menționez doar câteva puncte forte de la care ne-am pornit. Noi știm că capacitățile coordinative specifice jocului de fotbal și nemijlociri specifice fiecărui post de joc pornesc de la implicarea acelor organe și sisteme funcționale care și determină, a fost dată și întrebarea de către membrii Consiliului, anume la acest capitol, ceea ce este un bucurător că am ținut cont.
am lucrat anume spre dezvoltarea flexibilității sistemului nervos central și a capacității de contracție și relaxare a mușchilor, ceea ce aș fi demonstrat prin dinamometria mâinii îndemânatice la nivel de cerințe de aplicare a forței pe anumit segment, iarăși în dezvoltarea calităților coordinative specific diferite posturi am luat în calcul și efectul reflexului miotatic care permite de a demonstra o capacitate de execuție mult de execuție mult mai rapidă în comparație cu grupa marcă. Deci concluziile sunt totalmente sunt racordate și explică sau demonstrează că obiectivele propuse de noi au fost realizate. Mulțumim experților, membrilor Comunului Consiliului pentru implicare, membrilor Comisiei Științifice care au venit iarăși cu concretizări, cu obiecții care au făcut doar să îmbunătățească calitatea tezei noastre. Sperăm și mizăm de faptul că o să ne susțineți în aprobarea și aprecierea tezei ca o teză finisată și pretendem cu nostru doctorat merită pentru rămâne. Mulțumesc! Deoarece sunteți prezent, puteți expune aceste lucruri succint, explicit și cu o bună importanță, depune dacă aveți obiecții sau recomandări referitoare la definirea tezei. Vă rog, cine? Să dăm citire recenzii. Puteți expune în formă liberă, deci doar. Da, atunci, vă rog, cele mai importante poziții care le menționați. Eu cred că teza este structurată corect, fiind în plină concordanță cu cerințele Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Aparatul științific este bine structurat, acesta fiind scris într-un limbaj clar pe înțelesul tuturor cititorilor. Capitolul teoretic intitulat Particularitățile dezvoltării fotbalului în etapa contemporană conține o analiză amplă și aici dau un plus valorii lucrării pentru că s-a referit la vârsta de 12-13 ani. Eu chiar fiind prezent în România la acest nivel de selecție și știu că este o vârstă foarte delicată și te felicit pentru că ai ales această vârstă, nu e ușor de testat un copil de 12 ani. Aș putea spune, lucrând atâția ani la începutul selecției și ducându-i până la nivel de 17-18 ani, cu îndemânarea, cu capacitățile coordinative, de multe ori pui capăt, dar trebuie să continui la alt nivel și lucrarea vine să sublinieze acest lucru. A fost un subcapitol separat în care Cătălin, autorul, dedică o analiză amplă acestor capacități coordinative privind metodologia dezvoltării și rolul acestora în diferite probe sportive și mai ales în jocul de fotbal. Fotbaliștii testați din mai multe echipe, din zona respectivă, la mai mulți indicatori, printre cei mai importanți fiind cei motrici și tehnici, pentru că aceștia sunt cei mai solicitați la etapa junioratului, a fost subliniat în lucrare. În cadrul experimentului, autorul cercetează atât nivelul pregătirii sportive a fotbaliștilor, cât și separat pe postul de joc. Este o lucrare interesantă, foarte interesantă. În mod special, autorul și, bineînțeles, mare antrenatorul pe domnul Graniște, pune accent pe ceea ce înseamnă analiza nivelului dezvoltării capacităților coordinative a fotbaliștilor juniori de 12-13 ani, atât pe echipă, cât și pe postul de joc. Și, bineînțeles, a demonstrat că fiecare post de joc își are caracteristicile
caracteristicile sale, în funcție de acțiunile pe care le îndeplinesc jucătorii, aș putea spune de multe ori copiii la această vârstă. Rezultatele experimentului constatativ au demonstrat că juniorii de 12-13 ani au un nivel relativ scăzut, bine subliniat în lucrare, la majoritatea parametrilor supuși testărilor. Totuși, cele mai slabe rezultate s-au înregistrat în cazul aprecierii nivelului dezvoltării capacităților coordinative, adică a îndemânării fotbalistilor, atât pe echipă cât și pe postul de joc. Aș mai sublinia faptul că, conform rezultatelor experimentului formativ, s-a demonstrat clar că eficiența aplicării unui program experimental de dezvoltare a îndemânării se impune pe posturile respective de joc. Autorul descrie în detalii fiecare cei doi factori a antrenamentului sportiv supuși cercetării motric fizic, aceștia fiind atât pregătirea motrică, cât pregătirea tehnică, dându-i importanță și pregătirii fizice, care nu trebuie neglijată, dar pune accent pe care partea pregătirii fizice specifice, care la etapa li se acordă până la 70-80% din volumul total al timpului dedicat pregătirii sportive. În mod special, autorul vine cu analiza amplă a acestor dezvoltare, capacități coordinative, îndemânare, atât pentru echipă, cât și pe posturi separate de joc. Capitolul dat se finalizează cu concluzii ce conturează încă o dată eficiența aplicării unui program experimental în pregătirea fotbaliștilor juniori de 12-13 ani, în faza dezvoltării îndemânării, în funcție de specificul fiecărui post de joc. Cam aici aș vrea să pun accent, adică cred că teza, și sunt convins, reprezintă o cercetare științifică finalizată, absolut necesară teoriei și practice jocului de fotbal, mai ales la această vârstă de 12-13 ani. Iar autorul ei, Tăzăcan Cătălina Andrei, merită pe deplin conferirea titlului științific de fotbal în știința de educație la specialitatea 533.04, educație fizică, sport, kinetoterapie și rehabilitare. Vă mulțumim, domnul profesor. Domnul Tăzăcan, aveți ceva de spus, domnului? Să mulțumesc recenzii aduse și recomandările și ce au fost cele spuse din dumneavoastră. Înainte de a prezenta câteva aspecte privind referatul și avizul tezei, voiam să mulțumesc mult pentru invitație, să transmit salutul colegilor de la Facultatea de Educație Fizică și Sport din Constanța, să vă felicităm pentru munca pe care o depuneți și, de asemenea, să vă mulțumim pentru sprijinul pe care l-ați acordat domeniului nostru de-a lungul timpului. Mare parte din Facultățile de Educație Fizică și Sport din România au reușit să progreseze și datorită dumneavoastră și vă mulțumim pentru acest lucru. Referitor la teza de doctorat a domnului Tatarcan, Aceasta este structurată și corespunde cerințelor înaintate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Analizând teza, se observă o formulare corectă a demersului științific descris în partea introductivă a tezei de doctorat. Pentru confirmarea ipotezei de cercetare potrivit căreia specializarea jucătorilor pe postul din jocul de fotbal reprezintă un factor de perspectivă a structurii strategice a succesului competițional, au fost studiate opiniile și viziunile antrenorilor practicieni, atât din România cât și din străinătate. Pentru soluționarea acestei chestiuni a fost organizat acel sondaj sociologic aplicat antrenorilor. Un moment aparte în teză este reprezentat de opinia acestor specialiști privind necesitatea dezvoltării îndemânării la juniorii de 12-13 ani, în funcție de specificul postului de joc. Cercetările efectuate în baza experimentului constatativ au scos în evidență faptul că fotbaliștii la vârsta de 12-13 ani au o pregătire relativ bună la capitolul pregătire motrică și tehnică. În mare parte se apropie de standardele naționale elaborate și recomandate de Federația Română de Fotbal. În urma desfășurării experimentului constatativ a fost elaborat acel program de pregătire
diferențiată a fotbaliștilor juniori de 12-13 ani prin dezvoltarea direcționată a îndemânării în funcție de specificul postului de joc al acestora. Rezultatele experimentului pedagogic de bază sunt prezentate sub câteva aspecte. Unul dintre acestea este analiza comparativă a nivelului pregătirii motrice a fotbaliștilor juniori, datele fiind comparate atât între grupa experimentală și grupa martor, cât și cu standardele fixate sau elaborate de Federația Română de Fotbal. Cel de-al treilea aspect este analiza nivelului de dezvoltare a capacităților coordinative a fotbaliștilor junior, acesta fiind de fapt și unul dintre obiectivele de bază ale cercetării întreprinse de autor. Datele experimentului informativ au demonstrat clar eficiența implementării acestui program în pregătirea fotbaliștilor junior de 12-13 ani. Teza se încheie cu concluzii generale care reprezintă un răspuns adecvat la obiectivele trasate la începutul cercetării. Bibliografia este completă, marea majoritate a surselor sunt relativ noi. Teza reprezintă o cercetare științifică actuală și absolut necesară teoriei și practicii antrenatului sportiv în jocul de fotbal, iar autorul ei, domnul profesor Tatarcan Cătălin Andrei, merită pe deplin conferirea titlului științific de doctor în știința ale educației la specialitatea 533.04, educație fizică, sport, necroterapie și recreație. Mulțumesc, domnul profesor! Vă mulțumesc pentru cuvintele, pentru cuvintele aduse asupra tezei. Da, pasul, vă rog. Domnul Carp, vă rog. Eu am fost membru al echipei care s-a realizat teza. Am asistat la ne mijlocit licențat și la prima etapă și la etapa respectivă, teza este prezentată în considerație ce observați, ce erori, la bune caracter și la considerație. Și la această obiectivă, ca structură și conținut, teza prezentată de autor, corespunde cerințelor ANACEC, referitor la actualitate, dar tema este una actuală, pentru că cunoaștem cu toții că dezvoltarea capacităților coordonative este o problemă care este abordată la toate nivelurile, în școala primară, școala gimnazială, formarea celor de plin de utilitar aplicativ necesare oamenilor în viața cotidiană și, implicit, în pregătirea sportivă. La vârsta de 12-13 ani, este vârsta precoce, cum am menționat și doctor Andrei, dar adică, până la vârsta respectivă, noi nu punem accent pe dezvoltarea capacității coordonate de coordonare și în termenul de dezvoltare ei continuare, nu vom obține acele rezultate pe cei ce trebuie sportul de performanță astăzi. Din punct de vedere al structurii tezei, partea teoretică este prezentată cu permanent în 23 de pagini, într-o manieră științifică bine pusă la punct, cu o analiză pro, contra, opinii proprii referitor la tema cercetată și cu acele concluzii bine determinate la finele capitolului 1. Capitolul 2 vine cu acel aparat sociologic de cercetare, cu sondajul sociologic realizat de autor care ar fi trebuit să regăsească și concluziile generale și ulterior cu evaluarea aici pregătirii dezvoltării și pregătirii fizice a eșantionului de subiect cu preț în cercetare. Cadrul metodologic este prezentat în conformitate cu cerințele în vigoare. În urma desfășurării experimentului constatativ sub capitolul 2.3.2.4, doctorant concluzionează că nivelul pregătirii sportive a fotbaliștilor juniori este un mediu scăzut în comparație cu cerințele Federației în profil. Fapt și permiteți constatăm că pentru eficientizarea procesului de votare capacităților coordonative este necesar să lucreze diferențial funcție de postul de joc în comunitate cu conținutul modelului pedagogic respectiv. Capitolul 3, argumentarea experimentală a eficienței dezvoltării îndemânării la fotbaliștii juniori în funcție de postul de joc, vine cu argumentare bine determinată cei ce a prezentat și autorul tabelele 7-8 a conținutului programului experimental, a modelului pedagogic, orientat spre dezvoltarea capacităților de coordonare și, clar, că sub capitolul de
subcapitole 3.2.3.3.3.4 vine cu analize minuțioase a inciilor pregătirii tehnice, inciilor dezvoltării fizice și inciilor dezvoltării capacităților de coordonare în baza aplicării programului propus. Rezultatele obținute în urma testărilor inițiale și finale au permis compararea datelor și identificarea ratelor de progres pe loturi martori și experimentare la majoritatea inciilor folosiți atât la inicii pregătirii fizice, dezvoltării capacităților de coordonare, pregătirii tehnice, cu pragul de semnificație pe mai mică 0.05, pe mai mică 0.01. Din toate datele prevăzute și analizate în acest capitol, reiese că ratele de progres sunt mult mai mari la grupurile experimentale față de grupurile martori. Referitor la cadrul operațional, mă alătur și la am cercetării cei ce a spus și domnul Craniște, desfășurând cu responsabilitate tot din arsutezei, făcând un efort deosebit în această acțiune, doctoratul a reușit să confirme ipoteza cercetării și să scoate în evidență impactul modelului de pregătire pe posturi de joc a fotbaliștilor și să influențeze asupra dezvoltării capacităților de coordonare. Ținând cont de aspectele sesizate, consider că în toată lucrarea doctorantul a urmărit rezolvarea obiectivelor propuse și a reușit să finalizeze o lucrare de valoare din punct de vedere teoretic, metodic și științific, întrucât aceasta ne confirmă ipoteza propusă de autor, originalitate și noutate. Lucrarea abordează într-o manieră originală importanța și necesitatea validării experimentale a programei experimentale, în procesul de votare de modele la fotbaliști și jucători, în funcție de postul de joc, care va influența pozitiv asupra performanțelor motrice și tehnice la nivel individual și de echipă. Apreciem de asemenea faptul că doctorantul a elaborat, abordat o astfel de temă de cercetare, trecând de la adevărul că se caută în prezent noi aspecte teoretico-metodice privind recenizarea pregătirii sportive a fotbaliștilor jucători, necătând că cât de cât în spațiul nostru, spațiul românesc, problema dezvoltării calităților motrice prin folosirea diferențiată ceea ce aduce domnul Elenco este prezent aici, după cât îi cunosc eu lucrările dumneavoastră, ales tocmai în fotbal și ceea ce se întâmplă postul de joc, dezvoltarea calităților motrice, pregătirea tehnică, avem și lucrarea domnului Sârghe, este una actuală și individualizarea, diferențierea procesului de educație fizică, procesul de pregătire a sportivilor este unul care îl găsim în toate cele acte normative, documente care sunt în organizarea și desfășurarea procesului de pregătire a sportivilor, procesul educațional. Considerăm că lucrarea domnului Tatarcan va contribui în mod semnificativ la dezvoltarea teoriei și metodologiei antrenamentului sportiv, autorul reușind să evidențieze o intervenție aplicativă într-o modalitate nouă și complexă să valideze convingerea celor care citesc teza și să elucideze ipoteza urmărită. Chiar dacă la etapa inițială au fost o mulțime de recomandări în contextul îmbunătățirii conținutului tezei, eu aș, majoritatea din ele fiind excluse din lucrare, la moment aș vrea să recomand ca în concluziile generale, concluzia 3, unde va se reflecte partea sondajului sociologic, concluziile 7 și 8, să spați în evidență prin cifre cei ce ați descris foarte bine și foarte detaliat în capitolul 3, sub capitolele 3.2, 3.3 și 3.4. Că nu toți citesc lucrările, dar autoreferatele și să le includeți acolo. Asta este o doreanța mea. În rest, sunt totul de acord cu colegii mei, consider că lucrarea este una finisată și autorul merită de aia să conferi titlul de tot conștiința în educație, la specialitate 5.3.04, educație fizică, sport, kinetoterapie și recreație. Felicitări conducătorului științific, departamentului, școlii doctorale și celor care contribuie. Și, în ultimul rând, doctorantului, familiei și celor care au susținut. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru analiza minuțioasă pe care ați adus-o asupra lucrării noastre și mulțumesc și celorlalți domnii componenți ai Consiliului pentru toată analiza pe care mi-a adus-o asupra lucrării noastre. Mulțumesc.
trecem la discuții. Deci pot participa și invitații. Dacă aveți ceva de spus, invitații, dar poate membrii comisiei, că vor să-și expună. Nu, la discuții eu aș mai... Într-adevăr, da, tema este una bună, actuală și în varianta finală, canală, să se regăsească și unele lucrări ale persoanelor care sunt astăzi aici și nu numai care au abordat problema respectivă. Mulțumesc. Deci, în comisie, dacă atunci cu grăbința domnilor voastre, vreau să vă spun și eu niște puncte de vedere. Sigur că mă aliniez la multe de expuse de recenzenți, de următorul științific. Vreau să remarc, dar nu știu, vreau să remarc și eu niște, să spun accentul pe niște puncte forte ale acestei teze. Unul la mână ar fi anume perioada sensitivă din ăsta la care se referă prezidentul Tintu, s-a referit aici și cu profesorul Manolache. La acest lucru, sigur că este o perioadă sensitivă din vârstă, care anume propice pentru dezvoltarea întemânării, dar și faptul că ați încercat să vă referiți la posturi deja de la această vârstă, lucrul un fapt benefic, toate că acum cunoaște toată lumea că sportivii, fotbaliștii sunt complexi și pregătiți atunci când fundașul parchează mai des decât atacantul și tot așa. Adică este o pregătire complexă, fiindcă sportul la etapa actuală a ajuns la niște culmi ale posibilităților umane. În acest sens vreau să vă spun și eu, posturi am făcut cândva un studiu referitor la statutul morfologic, adică la statutul antropometric al sportivilor, pe posturi de joc, dar sigur că am luat sportivii maturi, dar am luat elita sportului, așa numele fotbaliștilor, la câteva ediții ale jocurilor, ale campionatelor mondiale și chiar după aspectul morfo-funcțional, aceștia sunt diferiți, atacanții, fundașii, jucașii, portarii, toate că, iarăși menționez, acum pregătirea cere o pregătire complexă a tuturor, adică, indiferent de postul de joc, sportivul trebuie să fie pregătit complex. Faptul că ați scos în evidență anume calitatea motrică de bază în jocuri, în fotbal, este îndemânarea, toate că ea este legată în lanț și cu celălalt actual, ierarhic, cea mai importantă, îndemânarea, după care, sigur că nu poți face, fi foarte îndemânat dacă nu ai viteză. Poți fi foarte îndemânat dacă obosești repede și atunci sistemul nervos este într-o stare neconfortabilă și mai poți face cu acele tactici, strategii, alegeri, soluții potrivite în momentele respective. Sigur că toate sunt legate de ele, dar faptul că ați ales anume să pui ierarhia aceasta și ați optat anume pe îndemânare este un fapt foarte salutabil și eu cred că, ținând cont și de acest fapt, dar și de celelalte aspecte care caracterizează lucrarea dumneavoastră, eu consider că ea corespunde cerințelor și dumneavoastră meritați ceea ce pretindeți să pretindeți să fie, adică titlul de doctor în științe ale educației. În continuare, deci invitații, vreau să vă rog să ne lăsați rămân doar membrii comisiei, deci pretendentul la fel. Deci, onorată prezență, în urma analizei și aprecierilor pozitive ale referenților oficiale, Carp Ion, Manolache Gabriel, Elenco Ionel și a următorului științific, comisia de doctorat hotărăște teza domnului Tatarcan Cătălin Andrei, înaintată spre susținerea publică, corespunde cerințelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație a Republicii Moldova, iar autorul merită conferirea titlului științific de doctor în științele educației la specialitatea educație fizică, sport, fizioterapie și recreație. În urma analizei, deci noi am dat și un calificativ care îl voi expune mai târziu, dar totodată, în hotărâri se menționează că
comisia de doctorat să intervină către Senatul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport cu rugămintea de a aproba prezenta hotărâre a comisiei de doctorat privind conferirea titlului științific de doctor în științele educației și transmiterea acestuia spre confirmare Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație, Cercetare a Republicii Moldova. Și 3. Atribuirea tezei de doctor a domnului Tatarcan Cătălin Andrei cu tema dezvoltarea îndemânării la fotbaliștii de 12 și 13 ani în funcție de specificul postului de joc, calificativul de foarte bine cu acumularea celor 24 de puncte. Pro a votat 5, contra 0. Vă felicităm și dacă mai aveți ceva de spus, vă rog, domnul. Vă mulțumesc tuturor membrilor Comisiei de Doctorat. Domnule Îndrumător, mulțumesc foarte mult pentru tot sprijinul pe parcursul acestor ani de cercetare. Mulțumesc prietenului meu aici de față, domnul profesor Mihai Ștefănoaia, care la toate antrenamentele a stat așa în spatele meu și pe tot parcursul cercetării m-am vis de la spate și tot m-a susținut, da, foarte mult. Și, bineînțeles, familie și soții mele care tot timpul a vrut sau n-a vrut, mi-a fost alături. Și, bineînțeles, mulțumesc instituției dumneavoastră și anume Universității de Stat de Educație Fizică și Sport în Chișinău pentru că m-a primit și că am reușit să obțin titlul de doctor. Vă mulțumesc, domnul Tătarcan. Cu acestea noi declarăm ședința noastră închisă.